Un alt incendiu de vegetație izbucnit în județul Dolj a provocat o adevărată tragedie, asta după ce un bărbat de 78 de ani din comuna Șimnicu de Sus a vrut să își curețe de uscăciuni terenul aflat în apropierea locuinței. Fără să țină cont că poate declanșa un incendiu, el a dat foc resturilor, dar într-un moment de neatenție flăcările i-au cuprins hainele. Din nefericire, strigătele disperate ale bătrânului nu au fost auzite de vecini. Trupul carbonizat al bătrânului a fost găsit la câteva ore distanță de pompierii solicitați să intervină pentru stingerea incendiului, care se putea extinde în orice moment la gospodăriile din apropiere. Autoritățile au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, trupul neînsuflețit al bărbatului fiind transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei. Pompierii, care se confruntă tot mai des cu astfel de incendii, avertizează că cei care își curăță terenurile dându-le foc pot primi amenzi de până la 15.000 de lei.